circulă cu viteză. A făcut un vecin de aici de sus, cerere la primarul semnată de toți vecinii de aici, să pună polițiști culcați, măcar doi polițiști, și domnul primar nu vrea. Nu a aprobat. Niște praguri de reducere de viteză, măcar. Aici se circulă noaptea cu mașinile de zici că e raliuri. Și ziua, pătre oameni. Vin în jos cu 100 la oră și aici la curbă încetinez. Mai tare măr pe strada asta ca pe strada de din jos. Din jos măr la 30 și pe aici nu vrea să pună doi polițiști culcați aici, plin de copii. Toată ziua pe strada. Și acum fetița a coborât de pe trotuar sau ce-a făcut? Nu știu. Dumneavoastră ați fost afară când s-a întâmplat, ați văzut? Auzi, ești cu 100, măr, la oră pe aici. Ați fost afară când s-a întâmplat? Nu, n-am fost chiar aici, că eram sus. Și de sus am auzit cum ăsta, copilul, o sărit în sus. Dar copilul era pe trotuar, vrea să traverseze, ce? Nu știu, cred că aș fi vrut să treacă. Să te bate. Cred că aș fi vrut să treacă, numai așa s-a întâmplat. Dintr-o dată am auzit, bum! Vă dați seama că ceva s-a întâmplat cu fetița. Copilul lovit de mașină l-am găsit conștient, dus de către aparținătorii în casă, afirmativ, fără pierderea stării de conștiență, cu un traumatism grav neprecizat, probabil prin impactul direct cu oglinda, cu mici scoriații la nivelul membrului inferior și cu un traumatism de cot. Examinarea copilului s-a făcut cu dificultate, fiind agitat. Mama a refuzat transportul la spital, leziunile oricum sunt leziuni minore, au rămas indicații de supraveghere a copilului ca în cazul în care apar ceva manifestări în plus față de momentul actual să fie transportat la spital. Pe strada din jos se reducă viteza.